Salutare, toată lumea și bine m-am găsit la un episod mai special, unde o să vă arăt și eu, o să vă dau modurile mele. Sorry, nu pot dacă mă filmez. Da, deci o să vă arăt modurile mele de SAMP și o să vă arăt cum se instalează. Practic, astea sunt modurile pe mașină. Ce mai am? Map, HUD, first person, first person. La skin-ul meu e buguit pentru că are șapcă și e un pic mai diferit, deja m-o și luat unul pe capotă, e un pic mai diferit. Dar asta nu contează, dacă aveți un skin cât de cât calul meu, o să puteți să jucați. În modul și pe mașină, NB, adică să arate așa frumos, să se vadă frumos și mașina lui ăsta de la mașină foarte frumos. Set time-ul, puteți să dați set, de exemplu, 3 face noapte, 17 face zi. Foarte frumos și mai aveți FPS de limitări. Eu acum am 45 de FPS-uri, 73, 71. Ai, dar ce plouă? Nu-mi place să plouă! Nu ploua! Da, plouă. Și asta e foarte nasol. Am mai multe chestii. Acum eu am lag un pic pentru că am multe moduri. Și Windows-ul e cam varză. Da. Oricum, pana mea, frate, sper că o să vă placă modurile, o să vă și arăt cum se instalează, pentru că unele moduri gen FPS delimiterul, unlock, de fapt FPS unlockerul, este mai greu de instalat, adică nu mai greu, mai complicat, pentru că nu o să știți unde să-l băgați, pur și simplu să-l luați și să-l băgați în folderul de la GTA, care nu este corect. Hai să vă și învăț cum se bagă, să-ți intru și eu, nu vreau intru mașină, la. Ok, aici sunt linkurile, aici o să-l și dau copii la chestia asta, ok, deci primul rând, canalul UTV, doamna GTA, aici să doamna GTA, o modul pe mașină, NB și FPS în locul. Ok, deci trebuie aici. Practic, după ce ați luat toate modurile, astea sunt linkurile. De exemplu, hai să zic că ați luat FPS în locul, da? O să mergeți aici, intrați în folderul cu GTA și aici vedeți un folder Cleo. Intrați în el și aici o să vă băgați FPS în locul, care o să-l downloadați de pe girl și ăsta. Să-l downloadați de pe ăsta. Pana mea, puteți să-l scanați, vedeți că nu e virus și da. Am zis toate modurile, și modurile lui Tibi și modurile luate de mine, adică e ca un fel de combinație. Sincer, am făcut combinația asta pentru că unele moduri, adică are toate modurile lui Tibi. Dar am mai adăugat eu, pentru că, na, pana mea, o fac ce am făcut. Pentru că, nu știu, pur și simplu, am vrut să mai adaug ceva pentru că nu-mi plăcea cum se vedea înainte și acum, sincer, se vede mult mai șmecher. Și așa o să-l las. Poate pe viitor o să mai modific eu ceva la GTA pentru că... Na, pana mea. Nu îmi place să am același GTA, să am aceeași grafică, să am aceleași moduri tot timpul. O să le modific, o să vă pun videoclip pe canal și o să vă văd cum să le instalați. Da, mă, fratele, fac și eu level 12 aproape pe serverul acesta minunat. Minunat. Da. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mă găsiți pe server, dați rent la Findhouse 176 și acolo o să fiu cu sleep-ul. Dacă stau cu sleep-ul, dacă nu stau cu sleep-ul, o să fiu pe server. Asta depinde, nu știu. Sau dacă nu sunt pe server, bravo, bravo, bravo. Așa, bă, oricum. Sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare. Aveți modul în descriere. Ciao!